Hei, salutare, prieteni, sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 19 Pack Opening. Avem ceva pachete pe aici, unele bune, unele mai puțin bune. Avem Silver Pack-ul ăsta, Gold Pack, Gold Pack, Gold Pack, Premium Gold Pack, Jumbo Gold Pack, Jumbo Premium Gold Pack. Avem Jumbo Premium Gold Player Pack, Player Pack și un Mega Pack. Avem și un Turar Gold Player Pack. Câteva slăbuțe de Silver și ăla de Gold Pack, dar asta este, n-avem ce să facem, începem cu Silver ăștia, pentru că, na, trebuie să-i dăm. Haideți să vedem, primul jucător este de la Bordeaux, un polonez. Ar fi interesant dacă am putea vedea și cam cât costă, 1000 și ceva. O, 1500, îl dăm și noi cu 1300, doar pe el îl punem rapid. 1300, ai, 1400 cu 1000. Îl punem pe oră. Am putea să ne scoatem bani frumoși din Silver ăștia. Mergem mai departe. Hai să vedem. Un nou pachet de Silver. Poți să faci bani cu anumit Silver. Asta e clar. Cu anumit Silver chiar poți să faci bani. Și să vedem dacă și argentinianul ăsta ne aduce. Sunt convins că e posibil prin toți jucătorii ăștia de Silver să fie câțiva și mai buni. Iată, și argentinianul e peste 1000. 1100 am văzut cel mai puțin. Punem și noi 1100. Hai, bun, lasă. Să lăsăm așa, punem la 1850. Sunt niște bani care vin. Nu-i dăm, adică la modul ăla poți să-l punem pe lista de transferul pentru că îl mai avem. Mergem mai departe, dar înainte de asta vreau să văd ce avem noi la Team of the Week. Hai să vedem ce jucători. Icardi. Mamă, Immobile, un jucător foarte bun. Aici la Cazene ar fi bun pentru echipa noastră de Premier League. 4 stele la Weakfoot, 4 stele la Skin Moves. N-ar fi rău. Oh, Kylian Mbappé, 97 pace, Dumnezeule. Weakfoot, 4 stele și 5 stele la Skin Moves. Ceva ce n-ar mai putea interesa, poate Barkley. Nu știu dacă ar fi chiar așa de rău. În rest, nu sunt jucători fenomenal, dar dacă am prinde măcar unul de acolo, măcar unul Kylian Mbappé ar fi minunat. Serios, serios. Gol pe când astea, eu n-am avut norocul niciodată să câștig ceva. E normal că nu se va întâmpla asta nici acum. Am văzut pe Facebook, unul dintre voi, din abonații mei, ați câștigat în Jumbo Premium Gol pe Cristiano Ronaldo, ați câștigat pe Ronaldo. Deci, ce îți poți dori mai mult de atât? Sincer. Sincer. Eu nu știu ce îți poți dori mai mult de atât decât să-l iei pe Cristiano Ronaldo. Noi acum mergem în căutarea jucătorilor buni. Oh! Nu cred! În Gold Pack! Nu cred! Hai să vedem cine este spaniol. Mijlocaș central de la Valencia, Dani Parejo. Workout Dani Parejo în Gold Pack, așa ceva, nu credeam că se poate întâmpla într-un Gold Pack chiar să-ți dea așa ceva. Dani Parejo de la Valencia, iată, sună bine, treaba asta sună bine. Cred că Dani nu e un jucător ce valorează foarte mult. Nu cred, nu există pe market. Dani Parejo nu există pe market, îl pun doar așa de început, adică mă gândesc că dacă cineva îl vrea să-l folosească, ei nu știu, să-l ia scump, dacă cineva îl vrea, nu? Mi se pare cel mai normal, astea nu mă interesează, nici astea, cam atât. Oh, deci la asta chiar nu mă așteptam și mai luăm și 1000 de coinsuri, ceea ce e bine. Am cheltuit ceva bani pentru a face pachetele astea, dar na, asta este, n-ai ce face. Ăsta e primul workout, în afară de Cavani, ăsta e primul workout și îl prind într-un Gold Pack. Vine Benteke, 78 acum. Mai departe, Thomas Krovinović, contractele astea le punem așa și astea le vindem. N-avem ce să facem mai mult de atât. Hai să vedem. Mai deschid și pachetul ăsta. Să mai luăm așa și din capă, nu? Să vedem.
Nu e, n-avem bordură, e rar, măcar era reportare francez, este de la Montpellier, Le Comet, Le Comet de la Montpellier, Montpellier și Bardi de la Levante. Din păcate, ia să vedem dacă putem să facem combinația asta. Bun, am făcut așa. Dar eu nu înțeleg de ce nu putem? Ba da, putem să-l punem aici. De ce nu e? Da. Am înțeles acum. Am înțeles. Nu sunt conectat, nu? Foarte mișto. Și s-a dat Parejo cu 30.000 instant. S-a dat Parejo cu 30.000, nu cred. Dar nu înțeleg de ce nu mai mi-arată ce coinsuri am. Ies din Ultimate Team și intru iar. Chiar nu înțeleg unde e problema. Iată cum îl dăm pe Dani Parejo instant. Ne arată Team of the Week 4. Când am intrat mai devreme nu mi-arăta așa ceva. Avem 98.000, l-am dat pe Dani imediat. Probabil se folosește pe undeva, e foarte important, dar nu am vrut să-l iau acum pe Dani Parejo, să-l țin. L-am dat la prețul maxim. Ce puteam mai mult de atât să câștig? L-am dat pe Dani la prețul maxim, 30.000. Deci a fost bun workout-ul ăla. Foarte bun a fost. Și noi continuăm acest pack opening să vedem ce va urma. Este un italian portar de la Sassuolo, este Consigli. Am ieșit pe plus deja cu pack opening-ul ăsta, dacă nu mă înșel. Deja am ieșit pe plus. Vindem, vindem. Îl punem pe lista de transferuri, cam așa. Am badge-ul Valenciei, n-are rost să-l mai țin. L-am deja pus. Jumbo Premium Gold Pack acum. Haideți să vedem. Dacă n-astea prinde măcar un bord. Nu este. Ai, 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 ai. De la Sporting Lisabona, un jucător. Legend, Romero, Guzman, Surman, Williams. Și cam atât. Mai păstrez așa două, aici, ăsta nu, ăsta nu, 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 pe lista de transferuri, îi vindem pe băieții ăștia, dăm cu XL, 400 ceva de coinsuri, nu-i rău, chiar nu-i rău, și noi mergem mai departe. Haideți să vedem ce vom prinde acum în gol pe culă ăsta, nu e nici rar, măcar e Piatti de la Espanyol, argentinian. Bun, Ciano, Blas, Medran. Aici așa. Mai dăm, mai păstrești din ele, nu le dau pe toate, dar aproape pe toate. Tielemans. Îl punem pe lista de transferuri. Din nou 40 ceva de coinsuri pe QXL-ul ăsta. Mai avem 1, 2, 3, 4 pachete. 4 pachete și unul e destul de bun. E un mega pack acolo. Sper să luăm și noi ceva. Am luat în gol pack, măcar mega pack să luăm. În celelalte nu ne-a dat, este la Salzburg Camp. Hai, 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 hai încă unul. Hai un Mbappe. Pope, Piatto, Fernando Torres, Turan, Vienna, Berardi, îl mai am. Dar îl pun acolo pe lista de transferuri. Un Jumbo Premium Gold Pack acum. Haide să vedem. Urmează să ne dea și nouă. Are ceva sau nu? Nici măcar bord. Corc, 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 corc. Așa da, corc în Bemba, Canales de și McDonald. Mai punem pe aici. Mai dăm din ei. Sivaspor. Asta este, n-ai ce face. Nu de fiecare dată poți să pricezi. E normal, altfel n-ar mai fi. Oh, avem și la promo pack aici. 25.000 un pachet. Premium Gold Player Pack. Nu cred că eu am un pachet de genul. Un pachet de genul ăla nu cred că ți-aduce cine știe ce. Și e la promo. Și e la promo. Să nu uităm. Noi acum primim un nou jucător de la Everton. Mina 78. Destul de slab, Mina. Nu te încântă jucătorul ăsta. Tevez. Gray. João Mario. Hector Suarez. Teodorcic. Fabio Martins. Cam ăștia sunt jucătorii. Trimitem pe toți la club. Și ultimul pachet, un mega pack. Haide, te rog eu aici ceva. Nu cred.
Socrates, nu? E, nu, Emanolas. Emanolas 85. Doar jucător de 85, Manolas. Olivier Giroud, Belarabi, Ndiaye, Montero. Ia să vedem Manolas. Manolas, 40 și ceva de mii. Bun. Am crezut că e un jucător slab, dar iată, Manolas, 40 de mii. Ho, ho, ho. 40 de mii, Manolas. Să vedem și Olivier Giroud. Ce se întâmplă cu prețurile astea pe marketul ăsta? Se folosesc probabil acolo. Știe, se știe de ce, nu? Bun, asta așa. Cam ăsta a fost pe opening-ul, dragilor. Ieșim destul de bine. Ieșim destul de bine. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Xbreaker. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!